aș începe cu o întrebare pe care nu-mi permit să o pun de obicei doamnelor. Ce vârstă aveți? Am 4 ani și jumătate. Dacă eu astăzi pot să mă uit la stele, pot să miros o floare, pot să mă bucur de lucruri simple, pot să țin pixul ăsta în mână, este că pe toată perioada, dar pe toată perioada, și vă spun sincer, am avut lângă mine familia mea. Este extraordinar de important. Când am căzut, cineva a fost lângă mine să mă ridice. Când eu am spus, Doamne, ia-mă, nu mai pot, cineva a spus, nu ai cum să pleci, pentru că nu putem să te lăsăm. Noi suntem împreună o echipă și putem să mergem mai departe. Deci, îi spuneam doctorului, domn doctor, vă rog frumos, eu nu o să devin o statistică. Luați-vă din cap asta. La noi, la moldoveni, când moare cineva drag, se fac pomeni, coliva, da? Și am spus, nu o să mâncați coliva niciodată. Eu vă mănânc coliva. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la un nou episod, Fain și Simplu. Astăzi o să vorbim despre un subiect urât, dureros și complicat, dar o să încercăm să vorbim despre el, Fain și Simplu. Cancer este un cuvânt care sperie o întreagă planetă. Și din păcate este cuvântul cu care trebuie să facă în fiecare an cunoștință 100.000 de români. Astea sunt estimările cel puțin pentru 2021. 100.000 de pacienți diagnosticați cu cancer. Trebuie să facă față ei și familiile lor. Cum putem să vorbim fain și simplu despre asta? Cum putem să scăpăm de unul dintre miturile crunte ale acestei boli? Cum putem să scăpăm de faptul că atunci când spui cancer, majoritatea dintre noi ne gândim la o condamnare la moarte? În episodul Fain și Simplu de astăzi, invitata mea este o supraviețuitoare. Pentru mine, dincolo de demnitatea ei de senator în Parlamentul României, are demnitatea de om, de supraviețuitor, care a trecut prin lupta asta, i se dădea în momentul diagnosticului 5% șanse de a trăi și astăzi este aici pentru a mângâia, pentru a încuraja, pentru a spune propria poveste. Doamnelor și domnilor, doamna Nicoleta Pauliuc este invitata mea, să rămână, și vă mulțumesc tare mult pentru curajul ăsta de a vorbi despre povestea personală. Asta mi se pare cel mai greu. Și aș începe cu o întrebare pe care nu-mi permit să o pun de obicei doamnelor. Ce vârstă aveți? Care e vârsta noastră? Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc că sunteți partenerul meu de vise, al meu și a celor care astăzi se confruntă cu acest crunt diagnostic, așa cum ați spus și dumneavoastră, condamnarea la moarte de multe ori pentru cei care au fost diagnosticați cu cancer. Am 4 ani și jumătate. Asta este vârsta dumneavoastră. Asta este vârsta mea, deci îmi este permis să fac și șotii, îmi este permis să spun și lucruri care nu sunt tocmai bune, dar cred eu că această experiență a mea de 4 ani și jumătate este un exemplu extraordinar pentru cei care, așa cum am spus, sunt astăzi diagnosticați cu cancer. Mulțumesc mult de tot că mi-ați dat posibilitatea să-mi spun povestea. Povestea mea nu e de fapt o poveste dintr-o carte, e poveste a unui om care a stat 2 ani de zile pe holurile spitalului, care a trăit ceea ce trăiește un pacient oncologic. De la disperare, de la frustrare, de la deznădejde, de la furie, de la egoism, de la invidie, absolut orice sentiment care poate într-o altă etapă a vieții nu le-ai fi afirmat, le-am trăit în această perioadă. Ați primit o nouă viață sau v-ați dăruit o nouă viață, o să aflăm și povestea imediat, acum 4 ani și jumătate. Dar mai țineți minte cum a fost ziua în care ați primit, vorbind în clișeele astea, în credințele astea greu de scos din mintea noastră. Vă mai aduceți aminte cum a fost ziua în care ați primit condamnare la moarte? Diagnosticul?
l-am primit într-un fel cu zâmbetul pe buze. Știți, fiecare are povestea lui. E prețioasă pentru fiecare. Fie că ne vorbim, ne raportăm la cancer sau la un alt eveniment care nu e atât de plăcut în viața noastră, e greu să vorbești despre el. Acum 4 ani și jumătate, de fapt 4 ani și jumătate plus încă cam 5 ani de zile, pe 26 aprilie trebuia să merg la o ședință de partid, l-am investit pe fostul ministru al sănătății, domnul Tătaru, președinte organizației Vaslui. El fiind medic îmi spune la un moment dat, zice: Nicoleta, ești cam galbenă, nu-mi place de tine, cred că trebuie să te duci să-ți faci niște analize. Eu am spus: nu, stai din gură, că stau foarte mult în Parlament, aveam 6 luni de zile de mandat și zic că cred că de asta nu mai m-a văzut soarele. Și zice: nu, totuși eu insist să mergi la spital. Deci de la Vaslui, după ce am parafat, să spunem așa, mandatul de președinte al organizației PNL Vaslui al domnului Tătaru, am plecat la București împreună cu 2 oameni dragi mie, actualul președinte al Consiliului Județean Hubert Tuma, și o să spun de ce, pentru că a avut un rol foarte important pe toată perioada tratamentului meu, m-a sprijinit enorm de mult. Am plecat și ne-am oprit la Spitalul Militar. Uh-huh. Un domn colonel care era șeful de gardă atunci, după ce mi-a făcut un CT, a venit la mine și mi-a spus așa: doamnă, vă văd un om puternic și să știți că nu-i de glumă. Eu râdeam, vă spun sincer, zâmbeam, zic: cum adică să nu fie de glumă? Acum 3 ore eram la Vaslui, veneam în mașină și acum nu e de glumă. Sunteți pacientul cu cea mai grea situația, aș spune eu, medicală. Deci sunteți cazul cel mai grav de la mine din spital, astăzi pe secție. Și zic: nu pot să cred. Zice: e ceva care nu-mi place mie în zona pancreasului. Și am zis: haideți, domnul doctor, că nu. Zice: nu mă vă las să plecați acasă astăzi. Ok, am rămas în spital în seara respectivă, mi-au făcut câteva investigații și a doua zi au spus: domnule, trebuie să mergeți să faceți o endoscopie, și am început toată seria de investigații. La începutul lunii mai, cu 2 zile înainte de ziua mea, la Spitalul Floreasca, venit doctorul la mine și mi-a spus: cred că trebuie să stăm amândoi de vorbă. Ok. Și zice: doamna Pauliuc, E o situație mai specială. Aveți, cum să spun eu, ceva care crește la dumneavoastră. Și zic: bine, ok. Mă uitam, nu știu cum să vă spun, nu realizam, pentru că niciodată nu m-am gândit că deja gata, e sfârșitul. Eram într-o perioadă foarte frumoasă a vieții mele. Intrasem în Parlament, vroiam să schimb lumea, știți, exact fiecare om când intră undeva: domne, vreau să fac ceva ce n-am făcut niciodată. Aveați un pui acasă? Aveam o mândră, fetiță care avea atunci 5 ani, o mândră mică, și zic: nu, spuneți-mi cu cuvintele dumneavoastră, accept absolut orice. Și atunci o zice: aveți un cancer care crește și dacă noi nu îl oprim imediat, sunt anumite probleme. Și zic: ok, pot fi operată. La care el s-a uitat la mine, s-a uitat la echipa de medici de lângă și, fără să realizeze, zice: da. A zis, a făcut așa: da. Ulterior mi-am dat seama că da-ul ăla, de fapt, era faptul că el n-a avut curaj să-mi zic adevărul, că e foarte grav și că nu se poate opera pe loc. Și atunci am zis: ok, haide să dăm drumul, să ne operăm. Stați puțin că lucrurile sunt mai complicate. Bun. Și de aici a început, s-au făcut echipe de medici, am început să stăm de vorbă cu oncologul, tratamente, zeci de mii de investigații, nu era bine pe ficat, aveau niște dubii, am făcut o intervenție ca să vadă exact ce se întâmplă acolo, dacă cumva sunt și metastaze. Deci a început o serie de, cred că vreo lună jumătate, o perioadă în care atunci am realizat că ceva se întâmplă mult mai greu decât mie mi se spune. Pentru că
îi vedeam pe ai mei că erau plânși foarte mult. Adică familia știa? Familia știa și a știut tot timpul. Pentru că ce știa familia și nu știați dumneavoastră? Familia știa că din momentul în care am fost diagnosticată, în orice moment există posibilitatea ca a doua zi eu să nu mai fiu. Pentru că ce am înțeles eu ulterior, că din momentul în care ești diagnosticat cu cancer, este extraordinar de important ca tu în mintea ta să lași să crească gândurile bune, energia pozitivă. Am citit foarte mult pe partea asta de dezvoltare personală ulterior și am văzut așa că un om într-o zi este în mintea lui circulă 65.000 de gânduri. 65.000 de gânduri. 95% dintre ele sunt gânduri care au fost și ieri. Deci ce am gândit ieri vine și a doua zi. 5% sunt gânduri noi. Bun. Ce sunt aceste 95%? Majoritatea sunt gânduri negative. Tipare. Deci dacă tu în mintea ta lași să crească emoții negative. Ok, înțeleg, nu poți să influențezi vremea. Nu vă pot influența pe dumneavoastră să veniți astăzi vesel la emisiune. Nu pot să influențez traficul. În schimb, în momentul în care eu văd vreme ploioasă, pot să-mi influențez atitudinea mea față de momentul ăla, cum percep eu vremea. Și dacă eu gândesc pozitiv, pot să trec. Și atunci vă întreb, e bine că medicii se feresc să le spună diagnosticul complet sau adevăratul diagnostic pacienților? Nu. Că e perioada tratamentului, eu cred că trebuie să ai un parteneriat corect între tine și medic și pacient. Și o să vă spun și de ce. În momentul în care am început chimio, medicul meu oncolog, poate că eu sunt și un om mai exuberant și îmi place să... mie îmi place viața. Eu am spus că râsul pentru mine este frumusețea sufletului. Așa cum cancerul este, sau depresia, aș spune eu, este cancerul sufletului. Adică sunt două lucruri în antiteză. Și atunci cred că din copilărie, pentru că la noi toată viața a fost așa o veselie. Tata, poate că aș fi vrut el niște să aibă și băieți, dar s-a mulțumit cu fetele și atunci era o veselie continuă la noi acasă. Mă rog, pe lângă faptul că în momentul în care făceam prostii ne pedepsea, dar ne pedepsea cum trebuie, adică toate lucrurile la timpul lor. Deci dialogul meu cu doctorul era în felul următor. Îmi spunea, nu-mi întreba câte ședințe de chimio trebuie să fac. L-am blocat. Îmi zice, de ce? Pentru că zic, trebuie să mă programez, să știu eu exact câte fac, câte trebuie să rezist. Și zice, Nicoleta, nu pot să spun câte. Vei veni tu singură și îmi vei spune că nu mai poți. Nu așteptam la răspunsul ăsta. Adică eu vreau să-mi zică... trebuia să spun un număr foarte, foarte deci mare. Deci mie trebuia, da, el trebuia să-mi spună, eu așa mă așteptam. Nicoleta, 3 ședințe, apoi urmează operația. După operație trebuie să facem asta. După operație, după ce facem asta. Adică eu vreau totul planificat pentru că eu aveam treabă. Deci eu trebuia să mă întorc înapoi în Parlament. Un pacient nu vrea neapărat să fie mințit frumos, vrea să știe adevărul pentru a se putea programa asta mental. Este. Deci ai nevoie, da, tu în să-ți faci filmul tău. Dar pe unii aceste vești care cad așa ca un topor îi poate dărâma. Îi poate dărâma. Deci, eu pot să spun așa că dacă eu astăzi vă spun povestea mea, dacă eu astăzi pot să mă uit la stele, pot să miros o floare, pot să mă bucur de lucruri simple, pot să țin pixul ăsta în mână, este că pe toată perioada, dar pe toată perioada, și vă spun sincer, am avut lângă mine familia mea. Este extraordinar de important. Când am căzut, cineva a fost lângă mine să mă ridice. Când eu am spus, Doamne, ia-mă, nu mai pot, cineva a spus, nu ai cum să pleci, pentru că nu putem să te lăsăm. Noi suntem împreună o echipă și putem să mergem mai departe. Deci, în această luptă împotriva cancerului, numărul, trebuie să înțelegem că sunt
trei echipe. Odată tu, cu gândurile tale bune, emoția ta pozitivă, familia și echipa de medici. Proiectul meu legislativ pe care l-am depus în Parlament tocmai asta spune. Dacă noi nu vom înțelege că în lupta acestui inamic noi trebuie să fim trei echipe, ne vom pierde lupta. Asta e și motivul pentru care aș cerut inclusiv aparținătorilor, rudelor, pacienților bolnavi de cancer, aș cerut să li se permită concediul. Da. Plătit. Și vă spun de ce. Eram... Trecem de la una la alta, dar o să... la poveste. Da. Revenim după aia la poveste, dar trebuie să spun asta, că lângă mine, pe perioada cât făceam tratamentul de cancer, aveam o zi stabilită. La 2 săptămâni mergeam la tratament. Și partenerii mei, pentru o travă pe care ne-o băgam în venă, de multe ori se mai schimbau. Vedeam răutățile lor. Pentru că le simțeam și eu. Chiar dacă erau membrii familiei. Pe cine jignești cel mai ușor? Pe cineva care știi că e lângă tine. Da? Și le spuneai, sau veneau și spuneau, sunt lângă tine. Gândiți-vă, vine soțul tău sau copilul tău și spune, sunt lângă tine. Dar tu îl vezi că pleacă la servici după aia și tu rămâi singur. Rămâi singur acolo cu un pacient lângă tine, cu doctorul care de multe ori le are și el pe ale lui, asistenta medicală care spune nu te mai mișca că-ți sare branula sau mai știu ce. Rămâi tu cu tine, cu gustul ăla de metal, cu lacrimile, cu frustrările tale, cu dorința de a pleca cât mai repede de acolo și spune oare mai pot să mai fac și următoarea ședință de chimio? Și în momentul în care se termina ședința de chimio, îi vedeam, pentru că fiecare cu, la mine de exemplu dura 6 ore și apoi plecam și se continua acasă timp de 24 de ore, îi vedeam cum își sună pe cineva din familie și spune, am terminat, vino să mă iei. Și de dincolo auzeai, nu pot să plec acum. Îi vedeai ca pe un bagaj abandonat pe o băncuță, stând și așteptând pe cineva din familie. Bun. Am spus așa, noi ca societate suntem obligați într-un fel față de cei dragi nouă, în special să le demonstrăm că îi iubim în momentul în care are nevoie persoana respectivă. Deci eu atunci am nevoie de iubire. Când merg la chimio, să te văd pe tine că vii și mă mângâi pe păr, să te văd pe tine că momentul în care zic mă doare, că nu mai pot să-mi pun branula, că ești lângă mine și îmi ții mâna cealaltă. Și am zis că sistemul medical nu-ți dă posibilitatea asta. Dacă eu am soțul meu, să spunem, da, se lucrează undeva la o instituție, ar trebui să-și ia concediu medical ca să poată să stea. Dar dacă ai copil, copilul nu înțelege atunci de ce el nu mai poate să se ducă într-un concediu în vacanță, pentru că părintele a stat internat în spital. Știți că de multe ori noi nu le spunem copiilor ce probleme avem. Spunem doar că avem o problemă. Nu că mâine poate nu mai suntem. Pentru că încercăm să nu le rămână sechele din tratamentele noastre și din perioadele astea, niște etape sau niște evenimente urâte din viața noastră. Și cumva, pentru că acest podcast este o dorință, cel puțin personală a mea, de a mângâia și de a ajuta, de a oferi resurse nu doar celor diagnosticați, ci și membrilor familiei. Cum să faci să fii alături? Cum poți să îi oferi iubire în momentele în care omul ăla are nevoie cel mai mult de iubire din toată viața? Și de asemenea, sper să fie niște lecții și pentru societatea noastră, care, repet, consideră cancerul drept o condamnare la moarte. Aș vrea să ne întoarcem puțin la ziua în care ați primit condamnarea asta și la eschiva asta a medicilor de a vă spune tot adevărul. Deci e important să știi un diagnostic pentru a putea să te programezi mental.
Așa este, eu așa cred. Că e important să știi adevărul, pentru că dacă eu, exact cum îi ceream doctorului meu oncolog și îi spuneam: Mircea, am nevoie să știu câte ședințe fac, următoarele etape. Pentru că eu, la fiecare prezența mea la doctor, îmi spuneam, ok, stau 6 ore, după aia mă duc acasă și mă pregătesc pentru celelalte două, peste 2 săptămâni de zile. Îmi făceam markerul, vă spun sincer, la o lună de zile îmi făceam markerul tumoral, pentru că în ideea mea, în concepția mea, exact, mă pregăteam pentru următoarea etapă, pentru operație. Și atunci, orice semn că markerul tumoral scădea, însemna pentru mine că eram pe drumul spre vindecare. Deci astea erau trandafirii cultivați în grădina mea. Da? Deci în momentul în care cultivam, spuneam: domnule, dacă eu știu că markerul îmi scade, sau orice gând al doctorului care îmi spunea: doamna Poliuca, sunteți astăzi foarte bine, arătați foarte bine. Era ca și cum ai dat trandafirul. Exact, da, și spuneam: Dumnezeule, ce bine, deci uite, vede și el că sunt bine. Deci asta înseamnă, nu sunt lucruri spuse așa, ci pur și simplu înseamnă că pregătirea lui îi dă posibilitatea să vadă în mine că eu fac pași importanți. Deci, în perioada asta spuneați ce ar trebui să facă cei din familie. Cei din familie, medic, pentru că e o relație, a spus, e un triunghi. Pacient, familie, medic. Și medici, da, și medici, exact. Cei din familie, tu ai pe parte sentimentul, eu am spus, de egoism. Și aș vrea ca cei care, eu nu cred că e român în țara noastră, să nu aibă pe cineva, un prieten, sau să nu aibă pe cineva din familie care a suferit de cancer. Deci experiențele avem toți. Și trebuie să înțelegem că de multe ori rămân cu sechele membrii familiei sau prietenii, cei care sunt apropiați, pentru că nu știu ce să facă. Știți, nu știu cum să-i zică pacientului că există posibilitatea ca el mâine să nu mai fie. Nu știu cum să se comporte cu el gândindu-se că mâine poate, nu știu, e ceva mai grav ce s-ar putea întâmpla. Nu știu cum să-și ia la revedere de la el. Nu știu cum să-și imprime în memoria lor vizuală, în amintirea lor, cele mai frumoase amintiri lângă el. Nu știu ce să facă. Și atunci zic eu așa, că ar trebui să le înțeleagă absolut orice comportament, orice mod de a fi al bolnavului de cancer. Când eu spuneam că bolnavul de cancer este egoist, aveam răutăți. Pentru că am spus că de multe ori am căzut și încercam să găsesc în mine și în familia mea puterea să mă ridic. Și spuneam, ok, mi-e rău acum, mi-e greu acum, nu știu dacă mă iubește cineva, dar trebuie să mă iubesc eu pe mine. Deci trebuie să fiu atât de egoist încât eu să-mi găsesc resursa să am șansa ca mâine să mai deschid odată ochii. Să mă bucur de ceea ce mă bucuram astăzi. Nu știu, că am băut o cafea, că am stat cu copilul meu, că am citit o carte. Vreau să vă spun că pe perioada când am fost bolnavă, am redescoperit cititul. Pentru că, luat de tumultul ăsta al vieții, de ideea de a avea ceva, de a avea o casă, de a reuși profesional, era de a avea o evadare, da, din realul ăsta hât și am uitat strâmb. Să citesc. Lucru pe care îl făceam foarte mult până să termin facultatea. Deci citeam în schimb la treburile casnice. Deci mama îmi spunea așa: ai de ales între a săpa în grădină sau a citi. Și atunci alegeam să citesc. Când erați mic. Da. Și atunci v-ați întors la ceea ce înseamnă... M-am întors la ceea ce mi-a plăcut mie și citeam. Și am început să citesc foarte, foarte mult. Cum redescoperi? O să vorbim imediat și cum un pacient căruia îi se dă 5% șanse de supraviețuire este astăzi la masă cu mine și a reușit, după ce a supraviețuit, să-și instituie o zi națională a supraviețuitorilor de cancer. Dar acum aș vrea să mă întreb, cum reușești nu să menții, să recapeți dragostea de viață? Pentru că eu sunt conștient că persoanele care au o existență
să zicem, normal. Da? N-au mari probleme. Mulți dintre noi nu ne dăm seama cât de prețioasă este viața și nu avem nici dragoste de viață. Dar cum recapezi dragostea asta de viață atunci când ți se dau 5% șanse de a mai rămâne în viață? Știți cât de simplu e? Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Fă-ți plăceri din lucruri simple. Deci, eu nu credeam niciodată că o să mă bucur atât de mult pe perioada cât am fost bolnavă, că stăteam acasă în curte în pijamale. De mult n-am mai avut posibilitatea asta. Să stau, să mă uit la florile din grădină, să stau sub copaci. Și atunci am spus, astea sunt lucruri pe care eu trebuie să le redescopăr. Exact cum am spus, luați de tumultul ăsta al cotidianului, uităm cine suntem. Și că ne trebuiesc atât de puține lucruri ca să fim fericiți. Dar unde descoperi dragostea asta de viață? În perioada în care ai și dureri, ai și drumuri pe la medici, ai și supărări, ai și uneori excese de egoism. Unde descoperi cel mai bine, unde a sfătui pe oameni să se ducă, să caute dragoste de viață? Nu știu dacă funcționează la toată lumea, dar pentru mine a funcționat. M-am întors în copilărie. M-am întors în perioada unde n-aveam nicio grijă decât bucuria de a te juca alături de copii. Acum nu știu dacă dumneavoastră erați atunci când la ora 2 fără 10 striga tata, fluiera și ne chema în curte că începe ciocănitoare Audi. Sau, nu, dar pe noi ne chema la Dallas. Da, și la Dallas, Andrei și cu Dallas-ul, da. Când grijile cotidiene era preluat de altcineva. Iar noi nu făceam nimic altceva decât să ne bucurăm de soare. Când mă tăiam, îmi făceam tăieturi pentru că umblam în picioarele de sculțe, de goale și puneam țărână să nu ne vadă tata că ne-am tăiat acolo și să oprim sângerarea. Deci m-am întors la acea zonă, în acea perioadă, când toate lucrurile erau atât de simple și nu de era atât de multă voieșie. N-aveam nici o grijă. Acolo m-am întors. Acolo m-am întors și în perioada de dinainte de operație și perioada de după operație. Am retrăit fiecare moment, am simțit nevoia dragostei părinților mei. Și ați avut-o pe mama aproape. Și am avut-o pe mama pentru că pe tata îl pierdusem. Și recomand tuturor ca în momentul în care se simt încorsetați, se simt fără de scăpare, pentru mine funcționează acel acasă. Mă întorc acasă. Acasă e acolo unde m-am născut. Și mama avea grijă de dumneavoastră la fel cum avea exact, grijă în copilărie. Exact cum vă oferea confortul ăla. Confortul ăla pentru că nu mai aveam nicio grijă. Știam că toate grijile sunt preluate de ea și știam că sunt iubită. Era... Și cereați mamei să vă gătească? Și ceream mamei la două noaptea, mamă, fă-mi ceva să mănânc. Cu toate că nu mâncam totul așa cum ar trebui să mănânc, dar simțeam că în momentul în care vedeam pe mama că face ea mâncarea respectivă, spuneam, domnule, am un rost în viață. Dar v-am spus, asta este coroborat cu egoismul ăsta al tău, că când spui, domnule, te iubesc, și în căsnicie, te iubesc, aștept să vezi cum te iubesc ăla, că nu vrei numai să auzi, te iubesc, vrei să vezi că pune mâna pe tine, vrei să vezi că te strângi de mână, vrei să vezi că te ia în brațe, deci vrei să vezi și continuarea la te iubesc. Același lucru vrea și pacientul de cancer oncologic. Fapta lui te vrea iubesc, vadă, nu vorba. Exact cum am spus, mângâierea ta, vrea să vadă că ești lângă el. Știți, exact asta citeam, e o resursă incredibil de valoroasă, am scris și la mine pe Facebook, e un site care le oferă pacienților diagnosticați cu cancer, dar și supraviețuitorilor de cancer, le oferă un plan pentru viață.
Oamenii ăștia au nevoie de un plan, pentru că nu te învață nimeni ce să faci în astfel de momente. Site-ul se numește, și cred că îl știți fără doar și poate, oncoplan.ro, oncoliniuțaplan.ro, și acolo este un podcast pe care eu îl recomand nu tuturor celor 100.000 de oameni diagnosticați anul ăsta cu cancer în România, ci tuturor membrilor familiilor celor 100.000. E un podcast făcut de doctorul Florina Pop de la Cluj, Gânduri și emoții în parcursul oncologic. Și într-unul dintre episoade, pentru că sunt foarte bine organizate, într-unul dintre episoade, doctorul Florina Pop vorbește exact despre importanța ca în astfel de momente, cele mai grele momente ale vieții, când primești, în ghilimele, condamnarea la moarte, să te întorci cu gândul într-un loc călduț, în cel mai frumos loc pe care ți-l poate imagina mintea ta. E exact ce spuneați dumneavoastră. În momentele alea cele mai grele m-am întors acasă. Am stat lângă mama, mama mi-a gătit, m-am întors la mirosurile, imaginile din copilărie, când nu aveam grijă. Chiar vă rog să recomandați cuiva. E aproape imposibil în ziua de astăzi să nu știi pe cineva care are pe cineva, dacă nu pe cineva care are acest diagnostic. Recomandați podcastul ăsta, îl găsiți pe oncoplan.ro, Gânduri și emoții în parcursul oncologic. Este minunat structurat, minunat povestit, sunt și scurte episoadele și e o resursă despre care chiar voiam să vorbesc. Și acum, întorcându-ne, doamna Pauliuc, la acest 5% șanse de supraviețuire, care a fost cea mai grea perioadă și cea mai grea presiune mentală în perioada asta? Spuneam, până la vindecare. Până la vindecare spuneam oncologului meu că eu nu plec, pentru că eu cred că mai am ceva de făcut și că scopul meu în viață nu mi l-am atins. Pentru că e important ca fiecare să ne găsim așa drumul, povestea, și să ne urmăm povestea. Și spuneam doctorului, acum Ana fiind și moldoveancă, știți că la noi... Știu, asta e o superputere. Da. Sunt moldoveancă, asta e superputerea mea. Să știți că eu tot timpul, eu m-am mândrit că sunt moldoveancă, pentru că am plecat din orașul meu, din localitatea mea, și am reușit să fac și să ajung unde sunt astăzi, având la bază bunul simț și cei 7 ani de acasă. Știți, mi-am lăsat loc de bună ziua, cum spune tata. Deci, îi spuneam doctorului, domn doctor, vă rog frumos, eu nu o să devin o statistică. Luați-vă din cap asta. La noi, la moldoveni, când moare cineva drag, se fac pomeni, coliva, da? Și am spus, nu o să mâncați coliva niciodată. Eu vă mănânc coliva. Râdea. Vă dați seama, el știind ce analize aveam, niciodată nu m-am uitat pe analizele mele. N-am vrut, am refuzat. Îmi spunea, zice, nu te uiți, te rog frumos să nu citești pe internet. Să nu citești despre boală, pentru că acolo fiecare își dă cu părerea ce se întâmplă, nu știu ce statistică, nu știu ce cercetare. Ideea este că eu am zis, domnule, corpul meu, povestea mea, nu este povestea nimănui. Nu se aseamănă cu povestea nimănui. Și atunci, eu voi trăi pentru mine, fiecare clipă. Doctorul îmi spune, zice, ok, dar vreau să înțelegeți că vor veni clipe foarte grele. Și am spus, perfect, suntem împreună. Mergem la drum împreună. Dar îi spuneam tot timpul, vreau să-mi spuneți adevărul. Adevărul era spus într-un procent de 80-90%. După câteva ședințe de chimio, la un moment dat m-am dus și am spus că nu mai pot. Și zice, v-am spus că o să vină momentul în care o să spuneți asta. Deci chiar și un om care spune că eu nu sunt o statistică, da. Eu
voi face altcuiva pomană, dar nu da, voi mie. Nu mie, are un, moment, are în un care... moment în care nu mai poți. Eram eu cu el în cabinet și am început să plâng. Am zis, nu mai pot merge mai departe, îmi trebuie ceva, îmi trebuie să mă ajutați să merg mai departe. Și atunci a pus mâna pe telefon și a spus, cred că e momentul să facem ce trebuia să facem mai demult. Știu o doamnă psiholog foarte bună. Trebuie să mergeți la ea. Vedeți? Nu-mi venea. În momentul în care am auzit de psiholog, gândul meu a fost, domnule, nu sunt nebună. De ce mă trimiți acolo? Nu, n-am nevoie. Nu, o să mă adun. Am spus, mă adun eu, nu e nicio problemă. Nu, nu. Și a zis, te rog frumos, fă chestia asta pentru mine. Oprim ședința de chimio, nu o facem astăzi, mergi la psiholog și o facem mâine. Am avut bucuria să întâlnesc un om extraordinar. M-am dus la ea, m-am uitat sau și îmi zice, ok, de ce ați venit la mine? În primul rând, am să evoc foarte bine întâlnirea mea cu psihologul, pentru că e foarte importantă. Când am intrat, am băgat capul pe ușă, corpul mi-a rămas afară. Doamna era pe scaun și îmi zice, aici sunt. Bună ziua, cu glas așa speriat. Și îmi zice, de ce vă e teamă? Închideți ușa și intrați așa cum intrați dumneavoastră când vă duceți undeva. Uh-huh. Am închis ușa și am zis, Dumnezeu, ce fac aici? Gândiți-vă, eram îmbrăcată într-o cămașă de noapte, că eram în spital. Am deschis ușa și am zis, ok, intru puternic. Și îmi zice, ok, foarte bine, asta sunteți dumneavoastră. M-am așezat și îmi zice, ok, deci ați venit, haide să povestim. La care în moment dat mă oprește. Doamna Paul, eu cred că pierdem timpul. Și zic, de ce? Dați-mi 3 exemple de evenimente în viața dumneavoastră când i-ați ajutat pe oameni dragi dumneavoastră să depășească momente foarte grele. Și atunci m-am relaxat pentru că nu mai era vorba despre mine. Și știți, tot timpul povestim mult mai ușor despre alții, nu despre noi. Și am spus 3 momente. Soțul meu a trecut prin o perioadă și de tatăl meu, la care sfârșitul n-a fost tocmai plăcut. Răspunsul ei a fost, mama Pauliuc, dumneavoastră sunteți un om mai puternic decât mine. Mai puternic decât toți. De ce nu luați tot ce ați spus dumneavoastră și ați canalizat să-i ajutați pe acei oameni dragi dumneavoastră să depășească momentul? Toată energia aia pozitivă, să o luați și să lucrați pentru dumneavoastră. Acum dumneavoastră aveți nevoie de dumneavoastră. Resursa e acolo. Luați și scoateți-o la suprafață. M-am uitat la ea, vă spun sincer și ziceam, Dumnezeu, ce? Despre ce e vorba? Că nu-i... Adică asta înseamnă să mergi la psiholog, să zică că de fapt tu singur ești doctorul tău? M-am ridicat, am stat de vorbă și la un moment dat îmi spune, nu mai veniți la mine, că nu mai aveți de ce veni. Eu atunci am perceput-o ca un eșec. Pentru că am zis, gata, deci nu mai e nimic de făcut cu mine. Doar că ea v-a dat cu totul și cu totul alt mesaj. A fost atât de dură și a spus, dom'le, nu ai de ce să vii la mine pentru că tu singură poți să faci lucrul ăsta. M-am dus la doctor și mă întreabă, zice, ce s-a întâmplat? M-a spus să nu mai mă duc. Se uita la mine și zice, ok, de ce? Pentru că pot să fac eu pentru mine. Doamna Paulu, vă duceți acasă și veniți mâine. M-am dus acasă. Slăbisem foarte mult. Ți era foarte greu să spui branula de fiecare dată când te duceai la tratament. Și căutai de fiecare dată când să-ți pui branula motiv să o accepti. Și mă gândeam, de exemplu, un motiv era, de ce mă alint când copiii aia de 3 ani, de 2 ani, de 1 an la spital stau și le pun branule, pentru că și nu mai plâng
Și vin părinții și le spun, acceptă și asta, sau îi mângâiau. Și, și atunci am spus, ok, deci dau la o parte această durere a mea. Merg mai departe. De ce mă duc la tratament? Mă duc pentru că am un copil lângă mine. Mă duc pentru că, așa cum am spus, am promis că vreau să fac ceva. Și atunci m-am jurat eu mie, mi-am promis eu mie că ceea ce am, prin ce am trecut eu, împrejurările, evenimentele, toate aceste trăiri ale mele, am puterea, fiind în Parlament, să schimb percepția, să schimb legislația, astfel încât cel care e acolo, într-un scaun ghemuit așa de, și ca urmare a durerii, și ca neputință, și ca, cum să zic eu, ca stigmatul pe care ți-l pune societatea, pentru că în momentul în care ești bolnav de cancer, domnul Muraru, poți să vedeți, ești discriminat. Da, în continuare sunt oameni care cred că cancerul se ia. Exact, că e contagios, că e... Sau pot... În 2021. Nu doar în România, în toată lumea. Mulți cred asta despre cancer, că e contagios. Ești privit, în loc să fii privit ca un om care, uite, astăzi a deschis ochii Nicoleta, deci a venit la Parlament, m-am dus de câteva ori pentru că trebuia să mă duc în perioada asta de tratament și vedeam pe colegi cum se uită la mine cu milă. Nu vroiam asta, să știți. Eu vreau să fiu atunci perceput ca un om normal. Dar aveam 50 de kilograme. Da, dar cumva în sinea noastră erați mult mai puternică decât toți bărbații de stat ai României. Eu mă simțeam puternică. Pentru că luptați cu moartea. Da. De asta am și spus că... Ei luptau cu... Ei între ei, probabil. Luptau. Am spus că sunt un învingător pentru că n-am făcut armata, dar am făcut un război. Și în războiul ăsta eu mi-am aplicat singură tactica, eu mi-am ales armele cu care să lupt, eu mi-am stabilit când e sfârșitul războiului. Totul a ținut de mine și vă spun sincer, cei care sunt astăzi diagnosticați cu cancer trebuie să înțeleagă că reușita nu e în tratament. 10% din tratamentul pe care îl urmezi este cu impact asupra ta, sănătății tale. 90% stă în puterea emoțională a noastră. 90% din? Din tratament. Deci, ca să reușești, sau 90% din reușită, să spunem mai exact, 90% din reușită înseamnă puterea emoției. Cu cât ești mai puternic emoțional, cu cât ești mai pregătit, cu cât ai gânduri pozitive, cu cât accepti această etapă a vieții tale ca un eveniment din care ai ceva de învățat, un eveniment pozitiv, poți să treci mai departe. Dacă tu spui că, domnule, gata, mi se termină, tu, semnalele tale către tine, în organismul tău, sunt cât gata, s-a terminat, eu nu mai am ce să mai fac. Și încep să mă pregătesc să-mi fac testamentul. Deci nu să negi diagnosticul, nu, pentru că există și felul acesta de pacienți. Există și pacienți care se auto-incriminează, se auto-vinovățesc. Mai ales la cancerul pulmonar, am citit, tot pe oncoplan.ro, la cancerul pulmonar marea problemă a pacienților este auto-învinovățirea. Pentru că am fumat atâția ani, sunt vinovat că am cancer. Pentru că, deși nu știu, un procent foarte mare din cancerul la plămâni nu este de la fumat. Nu este de la fumat. Cum să trecem peste asta? Pentru că noi, practic, într-un asemenea moment, luptăm cu toate gândurile alea negre ale noastre, 65.000, și a spus că 90% sunt gânduri negative. Gânduri negative. Cum să nu te auto-învinovățești? Cum să nu te gândești la moarte? Îmi aduc aminte de ce îmi spunea, cred că e exact finalul cărții despre sensul vieții, podcastul meu cu părintele Necula, în care spunea, nu vă fie frică, priviți moartea în ochi. Asta îmi spunea părintele.
trăiește fiecare zi, da, ca și cum ar fi ultima. Hai să le luăm pe rând. Cum să nu te auto-învinovățești? Am făcut cancer că am mâncat prost, am făcut cancer că am fumat toată viața. Oricum, chiar dacă e vina ta, nici mai contează în momentele alea. Cum să scapi de gândurile negative? Pentru că a spus că 90% din lupta asta cu cancerul se bazează de fapt pe emoțiile tale. Eu vă spun ce am trăit eu și ce am simțit eu. Eu am luat... Ați văzut și la început emisiune, m-ați întrebat câți ani am. Am spus că am 4 ani și jumătate. Această împrejurare, eu am luat această etapă, această etapă a vieții mele, am luat-o ca semnalul unui nou început. Cred eu că uitasem să trăiesc. Eram într-o rutină permanentă, mergeam la Parlament, uitasem poate și de familie, uitasem și de mine, uitasem de obiectivele mele, uitasem de bucurile vieții, uitasem de multe lucruri. Și n-aș spune numai de asta, v-am spus, luăm în special în prima parte, sau să spunem așa, 25-35 de ani până în 40 de ani, tragem foarte mult. Și considerăm noi că dacă citim o carte, e o pierdere de timp de multe ori. Dacă ne ducem la un eveniment sau stăm 5 ore cu cineva la masă, spunem că e mai interesant. Uităm să spunem nu. Nu mai vreau să spun. Eu astăzi, dacă nu mi se pare că e ceva care îmi aduce ceva în plus, spun nu. Nu merg acolo. Nu mai stau 5 ore de vorbă cu cineva dacă nu consider că mă ajută și pe mine și l-ajută și pe el. Reduc și stau o oră. V-am spus, cred eu că trebuie să acceptăm că fiecare lucru care ni se întâmplă în viață, în special acest diagnostic, e o împrejurare, semnal de alarmă că trebuie să schimb ceva. Ei, acum, ce schimbi? Depinde de tine ce schimbi. Dacă înțelegi că e momentul să dai sau să prioritizezi anumite lucruri în viața ta, dacă din asta ai tras o învățătură, ai învățat ceva, dacă te duci către familie, dacă ți-ai stabilit scopul, pentru că așa v-am spus, este extraordinar de important să ne găsim scopul. Da, vi s-a întâmplat să vă învinovățiți în momentul în care ați aflat diagnosticul ăsta? Da. 6 luni de zile. 6 luni de zile? Da. Până în operație. Până în operație, da. Înainte să iau, cu aproape 8 luni de zile înainte să aflu diagnosticul, am fost acasă și tatăl meu nu era prea bine. Și am spus să-și facă niște analize. În momentul în care am făcut analizele și am făcut analizele, am aflat că deja pentru tata e... În orice moment putem să primim că pleacă. Un cancer l-a ficat. Și tatăl meu n-a băut. Era un om care îi plăcea viața foarte mult. Am și spus că se bucura foarte mult de fiecare clipă și era așa, trăia prin noi. L-am dus, am urmat toate tratamentele posibile, dar el spunea permanent, și aici a pus o povară foarte mare pe umerii mei, că Nicoleta, eu fiind cea mai mare dintre fete, va face ceva și mă va face bine. Fiind tot timpul cu acest mesaj de la el, îmi era greu să vorbesc cu el, pentru că eu știam exact ce se întâmplă. Pe 24, la ora 5 după amiază, am primit un telefon. Mama mă sună și îmi zice, e greu. Am chemat salvarea să vină să mergem, dar nu cred că mai prindem seara. Pe 22 am depus jurământul în Parlament pentru mandatul meu. Am vorbit cu el la telefon. Deci știe. Știa. Știa că da. Sunteți. Și pentru știa. Prima oară senator, da.
Și a pus mâna pe telefon și a zis așa, mi-a zis la telefon: tată, eu plec, dar n-am să plec până nu ajungi la mine. Și atunci am zis, te rog, nu pleca. Dacă m-am învinovățit, a fost că nu ați ajuns, n-am ajuns înainte de a pleca, să-mi iau binecuvântarea de la el. Asta a fost lucru care m-a marcat toată perioada. O să la să vă adun niște șervețele. Of. Pare rău și, din păcate, foarte mulți pacienți, adică majoritatea pacienților diagnosticați, încep cu auto-învinovățirea. Auto-învinovățirea. Ideea este că pe drum, la un moment dat, la Râmnicu Vâlcea, era deja pe aparate pus și sora mea, care era lângă el, i-am spus să facă tot posibilul, măcar să-l prind, să nu-l lase doctorii să plece. Și la Râmnicu Vâlcea mi-a spus sora mea, lasă-l, haide să-l lăsăm să plece, că nu mai poate. Au spus doctorii că nu mai pot să-l țină. Și m-au pus pe speaker și am strigat la el, tată, nu. Și în momentul ăla am auzit cum pe aparat a început, deci se auzea linia cum s-a terminat, că pleacă, și în momentul ăla s-a reîntors și a început să aibă din nou puls. Sunt și poveștile oamenilor din ATI-uri. Povestesc doctorii că doar la auzul vocilor, așa este, oamenilor din familie, unii celor dragi, mai dau semne de viață. Timp de 6 luni de zile după ce el a plecat și deja eram diagnosticată cu cancer, inclusiv discuția mea cu psihologul, i-am evocat acest aspect, ideea că într-un fel mă vinovățesc că n-am reușit să ajung lângă el, iar sfatul ei a fost să merg la mormântul lui. Nu puteam să ajung la mormânt pentru că, exact cum am spus, mă simțeam vinovată că am pus mai presus de orice viața, cariera publică. Da. Și am reușit, am ajuns la mormânt și atunci am avut, fiind iunie, am făcut o febră de 40 de grade pe loc, instantaneu. Am plecat imediat la spital la București, dar atunci am realizat că tata ar fi vrut să fac altceva, ci să trăiesc, să fac ce am promis. El asta îmi spunea tot timpul, să te ții de cuvânt, pentru că a greși e omenește și că eșecul face parte din reușită. Este o prostie să spui să nu greșești, să nu recunoști că ai greșit în viața ta, pentru că atunci tu nu mai poți să mai construiești niciodată. Și spunea, tată, ai grijă că toate cărămizele puse la temelia ta sunt puternice, dar dacă tu sus nu le menții, vei sfârma tot ce ai construit până acum. Și atunci am zis, ok, tata ar fi vrut ca eu să fac ceea ce am promis. Și m-am adunat. De asta vă spun că după întâlnirea care am avut-o cu psihologul, m-am montat și mi-am spus, da, scopul meu în viață este să fac ceea ce am promis. Să-i ajut pe cei care astăzi sunt bolnavi de cancer. Vă spun sincer că, de exemplu, în momentul în care am anunțat inițiativa legislativă, spun, mulți mi-au spus că avem nevoie de tratamente, avem nevoie de spitale mult mai bune. Dar am avut așa un sentiment de furie când m-am întâlnit cu asociațiile pacienților oncologici. Și mi-au spus, doamna Pauliuc, vă așteptam de mult. Și poate sună populist când spun asta, dar o să vedeți discuțiile noastre la întâlnirile pe care, la dezbaterile pe care le am în Parlament cu ei, și îmi spun,
noi toți am cerut nevoia ca un pacient oncologic, ca aparținătorilor să facă aceste, să aibă aceste ședințe sau ședințele de psihoterapie să fie incluse în Planul Național de Cancer. Și am spus, ok, și de ce nu, de ce nu s-a realizat lucrul ăsta? Nu știm. Și atunci am realizat că drumul meu, scopul meu în viață este ca în această perioadă să modific legislația. Pentru că chiar dacă astăzi avem 100.000 de oameni de cancer care se îmbolnăvesc anual și s-ar strânge toți poate în Piața Victoriei, n-ar fi atât de credibil, oameni nu i-ar crede pe cuvânt că au nevoie de consiliere psihologică ca parte a tratamentului lor, decât un om care, iată, am trecut, am 4 ani și jumătate, am 5 ani, mâine, poi mine, și merg mai departe. Deci, așa cum spuneați, în tratamentul ăsta al cancerului, contează foarte mult, foarte mult emoțiile tale. Nu poți opri valurile, cred că în podcastul doamnei doctor Florina Pop, podcastul de pe oncoplan.ro, am auzit asta, nu poți opri valurile, dar poți înota. Așa este. Numai că atunci când cancerul vine la pachet cu anxietate și depresie, este foarte greu să-ți mai aduci, să-ți mai găsești puterile. Pentru că depresia, exact asta, te oprește, să-ți vezi propriile puteri. V-am zis, depresia este cancerul sufletului. Sunt studii științifice care demonstrează faptul că din 4 bolnavi diagnosticați cu cancer, 3 pierd lupta cu boala din cauza depresiei. Deci nu descoperim apa caldă. Deci astea sunt cercetările științifice care spun foarte clar că lupta cu cancerul o pierzi din cauza depresiei. În România, cred eu că făcând cercetare, pe momentul în care am făcut inițiativa legislativă, sunt în jur de 900.000 de oameni diagnosticați cu depresie. Și atenție, mare majoritate sunt femeile. De ce? Pentru că femeile sunt mai bărbate, aș spune eu și aici, recunosc mult mai ușor că... Nu că bărbații n-ar avea, dar nu recunosc. Ei nu vor să recunoască pentru că o consideră ca un mesaj de slăbiciune. Din contra, eu nu cred că e un mesaj de slăbiciune. Eu cred că e un exemplu de bărbăție, de putere, în momentul în care tu spui că ai o problemă și poți să o rezolvi atunci când trebuie să o rezolvi. Dumneavoastră a fost tratată în România. Așa cum spun tot timpul, am fost tratată în România, într-un spital din România, cu medici din România. Deci am avut o echipă de aici și sunt specialiști. De exemplu, pe cancer de pancreas sunt oameni care s-au specializat la cele mai mari clinici din lume, care fac operații la Spitalul Militar, la Spitalul Fundeni. Deci există tratament, dar degeaba aplici un tratament pe un corp care refuză să lupte, pe un corp care nu-și stabilește vise. Pentru că, iarăși, un lucru extraordinar de important, sfatul meu pentru toată lumea este să fie propriul lor stăpân, să trăiască pentru ei, să-și stabilească obiectivele, să-și stabilească visele. De asta v-am și spus. Vă mulțumesc că sunteți partenerul meu de vise. Nu numai, cred că numai cei care sunt bolnavi, care sunt bolnavi și au diagnosticul de cancer, dar ei se luptă că, într-adevăr, cu acest dinamic timpul. Ci pentru fiecare ar trebui să ne facem vise de o zi, ce vreau să fac astăzi și vreau să văd seara, dacă trag linie, l-am făcut, mi-am îndeplinit promisiunea, de un an, de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, pentru că dacă îți faci aceste vise, vreau să vă spun, atunci nu vei scăpa oportunitățile care trec pe lângă tine, pentru că tu, în momentul în care ești cantonat să-ți îndeplinești visul tău, vei vedea exact cum îți vin oameni lângă tine ca să-ți îndeplinești visul, pentru că tu chem lângă tine, veniți lângă mine pentru că vreau să fac asta. Dar dacă tu ești într-o degringoladă, într-un vas pe ocean, în plină furtună și nu știi exact ce trebuie să faci și nu iei decizie, bună sau rea, trebuie să iei decizie, atunci n-ai cum să reușești. Și visele tale se vor sfârma
toate. Așa și în lupta cu cancerul. Te duci, îți îndeplinești visul. Eu am niște vise de etapă, niște vise de îndelungate și am spus că nu plec până nu mi le fac. Inclusiv în acele zile aveați astfel de vise? Da. Așa este. În acele vise, în acea perioadă îmi pusesem vise. Unul dintre vise era să-mi văd fata mireasă. Iar eu discutam cu ea, copilul la 5 ani, îi spunea: mami, ce frumos ar fi, cum ai vrea tu să fii mireasă? Dar pot să vă întreb puțin, da, visul cu mireasa și să mă întreb cum i-ați spus copilului dumneavoastră. În România citeam că 4 copii află zilnic că mama lor a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ne mai vorbim de încă vreo câțiva copii care află de tatăl care a făcut cancer la plămâni. Cum îi spui copilului tău, al dumneavoastră avea 5 ani, că mami are cancer? Nu i-am spus. Sara Maria, așa o cheamă, nu i-am spus. Ea a simțit permanent că e o problemă cu mine. Ați lipsit de acasă? Am lipsit 2 săptămâni cât am fost internată în spital, am ținut legătura cu ea pe telefon, nici măcar cu video n-am vrut, pentru că mă gândeam că dacă mi se întâmplă ceva, nu vreau să aibă în imagine omul neputincios, ci vreau să mă știe așa cum mă știa ea, râzând, cu zâmbetul pe buze. În schimb, la întoarcere acasă, după 2 săptămâni de zile plecată, am vrut să dorm cu ea și mi-a cerut lucrul ăsta. Și înainte de a merge la spital, începusem, citisem într-o carte cât de important este legătura între tine ca părinte și copil și cum începi să-ți cunoști un copil prin câteva lucruri foarte simple. Și am pus în practică acest lucru și când m-am întors de la spital. În fiecare seară noi ne spunem Tatăl nostru și Înger Îngerașul meu, după ce am terminat de spus rugăciunea, i-am spus și acum mami cele 3 lucruri pentru care îi mulțumim lui Doamne, Doamne. Și îmi spune, zice, tu întâi. Am zis nu. Asta era după operație? După operație, după ce m-am întors, după m-am operat. La care copilul meu îmi spune, ok, mami, 5 ani, țineți minte, 5 ani și jumătate avea, pentru că e născută, e berbeacă. Și îmi spune, îi mulțumesc, Doamne, Doamne, că suntem o familie, îi mulțumesc, Doamne, Doamne, că ne iubim și îi mulțumesc, Doamne, Doamne, că dorm lângă mine. Vă spun că în momentul ăla am mulțumit inclusiv pentru ceea ce am trăit toată acea perioadă și de chimio și prin ce am trecut în spital, pentru că mesajul copilului meu era atât de sincer și de puternic și mi-am dat seama cât de mult a suferit ea, că eu am fost plecată și că eu, poate dacă luptam mai mult, eram mai devreme lângă ea acasă. Ăla a fost semnalul că am pentru ce să lupt și pentru ce să... Ați găsit sensul. Da, cred că am găsit și sensul, dar mi-am dat seama că pentru ce trebuie să fim noi puternici lângă copiii noștri. Și că ce am primit de la tatăl meu, am reușit să-i duc copilului meu acel baza temeliei în educație. Am făcut-o un om empatic, pentru că eu cred, domnul Mărar, că astăzi, mai ales acum, când sunt atâtea atâta răutate și atâta ură sădită între bătrâni și copii, între copii și adulți, deci societatea, cred eu, contractul social este distrus astăzi. Ai nevoie de empatie și dacă vom reuși să trezim empatia din noi, cred eu că societatea poate fi salvată. De asta spun tot timpul că ai nevoie de femei să conducă și în funcții. Sunt absolut de acord și sunt, repet, nu e ca și cum aș avea toată clasa politică la masă, dar eu sunt supărat, foarte supărat că există și în noul guvern, la fel ca în vechiul guvern, o singură femeie ministru.
Să știți că și noi în interiorul partidului am avut lor de poziție, pentru că sunt convins și am cerut foarte mult. Nu suntem bune numai să mediem, știți? Că noi tot timpul femeile sunt chemate la mediere. Ar trebui poate să și luăm deciziile. Și s-a demonstrat că femeile de multe ori iau decizii mult mai rapid și sunt mult mai aplicate, mai responsabile. Vreau să vă întreb dacă exercițiul acela pe care l-ați făcut cu fiica dumneavoastră, care avea 5 ani, după ce ați venit la operație, după ce mama a venit de la spital, 3 lucruri pentru care îi mulțumim lui Doamne, Doamne, spuneți dumneavoastră, dacă l-ați mai făcut de atunci? Îl fac în fiecare seară. De atunci? În fiecare seară. E un obicei. E un obicei pentru că văd exact ce i-a plăcut copilului meu în ziua respectivă. De câte ori vreau să văd exact, de câte ori comportamentul meu, atitudinea mea și a soțului meu apare în evocările ei. Vreau să văd exact ce o bucură, ce o nemulțumește, ce nu-i place. N-auzi copilul că, de exemplu, am spus că e atât de ușor să fii fericit. Într-o seară mi-a spus, am întrebat-o, zic, ce-ți trei lucruri? Că am mâncat pizza astăzi. Niciodată nu m-am gândit eu că provoc o bucurie mâncarea unei bucăți de pizza, dar pentru că mâncăm, încercăm să mâncăm cât mai sănătos, atunci bucuria că într-o zi a mers pe lângă a făcut să evoce seara la culcare, mulțumească lui Doamne, Doamne, că am mâncat pizza astăzi. E important să vorbiți cu copiii voștri și acum, sigur, în funcție de vârstă, să știți ce să le spuneți, să nu le ascundeți adevărul, pentru că oricum ei simt, dar să vorbiți cu ei pe înțelesul dezvoltării lor emoționale. Nu știu dacă știți, dar e o carte pe care eu o recomand iarăși și o găsiți, puteți downloada direct de pe Inclusiv Audio, tot de pe site-ul ăsta, de pe onco-plan.ro, dar o să vă las și link-ul în descriere. Cartea se numește O poveste despre dragoste și speranță și a fost scrisă de către o româncă exact pentru părinții care trebuie să le spună copiilor lor că vor lipsi o perioadă de acasă sau să-i pregătească pentru niște momente un pic mai grele. Citiți cartea asta sau ascultați-o în format audio. E foarte prietenoasă și e o resursă iarăși foarte bună pentru cei care au nevoie. O poveste despre dragoste și speranță. Cu mami trebuie să-i spună despre cancer copilului. Uite, vedeți, tot ce se întâmplă, uitați, și sfatul dumneavoastră acum cu o carte. Eu plec de la ideea că împrejurarea, cartea recomandată, nu-i nimic întâmplător. Iar cei care se vor uita și vor asculta podcastul, se vor apleca poate să citească cartea respectivă, vor înțelege că nu întâmplător li s-a întâmplat întâmplarea, știți cum e? Că nu întâmplător li s-a recomandat întâlnirea cu această carte. Pentru că există posibilitatea ca ei să fie pregătiți sau să se pregătească pentru o întâlnire cu un prieten de-al lor, să-l învețe, să-i spună ce să facă. Și e greu, într-adevăr, exact cum am spus, să-ți spui povestea, să-ți povestești lucruri care țin de tine, de intimitatea ta, de suferințele tale, să-ți recunoști suferințele tale, dar dacă această experiență e un exemplu pentru alții, eu cred că trebuie să facem lucrul ăsta. Cât de important este, am vorbit despre medici, am vorbit despre familie, am vorbit despre cum să vorbești cu copilul și am vorbit despre cum să vorbești cu tine, cum să-ți aduni puterile. Dar cât de important este în astfel de momente să vorbești cu alți pacienți? Trecuți prin asta, supraviețuitori sau oameni care probabil tocmai au aflat diagnosticul? După ce am depus proiectul de lege la Parlament, am fost invitată la o emisiune și am vorbit despre proiect.
la legea prima este ziua supraviețuitorilor de cancer. Da, supraviețuitorilor de cancer, legea și asta la proiectul e deja votat, înțeleg, nu? Da, deci am votat în s-a aprobat în Senat, Camera decizională este este Camera deputaților. Deja au rapoarte pozitive la o comisie, la Comisia de Sănătate, urmează încă un raport la Comisia de Muncă și apoi merge spre promulgare. Bun, dar o să revenim asupra acestei, de ce e nevoie de o zi a supraviețuitorilor și de ce momentul în care afli că te-ai vindecat din cancer, de fapt, nu este decât primit. O bornă, o intersecție. Pentru că drumul greu nu se termină acolo. Nu, de bea începe. Dar vorbim imediat. Revenind la firul. Deci, la trei zile, deci după ce am participat la emisiune și am spus că am depus acest proiect de lege și că eu consider că prin acest proiect încerc să trag un semnal de alarmă că e nevoie de această echipă, cum am spus eu, doctor, pacient și aparținător, la trei zile am primit pe Facebook un mesaj din partea unei persoane ce de profesie este medic, doctorul, i-am și spus că dacă vine să pot să-i spun și numele, doctorul Grozav, Spitalul Militar, a operat, cred că are sute de operații, cancer, plămâni, deci la Spitalul Militar. Mesajul lui a fost foarte, foarte direct, trașant și a spus, ok, am cancer de pancreas, doamna senator. Adică exact diagnosticul. Exact diagnosticul. El fiind și medic, mesajul era mai pur tehnic. Ideea este că mi-a zis, v-am văzut la televizor și mi-ați dat speranță că pot să merg mai departe. Asta v-a scris un medic care opera cancer. Da. Am aici mesajul. Deci, evoluția pozitivă în cazul dumneavoastră îmi dă speranță că există o șansă și pentru mine într-o evoluție similară. Și atunci am realizat că medicii au mai mult au nevoie totuși mai mult decât de tratament medical. Deci, partea medicală exista, o avea, știa toate cercetările științifice, domnul doctor putea să ducă să le vadă, știe exact care e parcursul medical. Ce avea nevoie dumnealui? Avea nevoie de empatie, de emoție, de aceea, cum să zic eu, un punct unde scânteie care să-i spună mergi și luptă. Și ați avut și dumneavoastră și nevoie și la rândul bună dumneavoastră. Bună dimineața, dați-mi datele dumneavoastră de contact și ne auzim. Bineînțeles că vă spun și vă sun. L-am sunat. Deci el avea nevoie de tratamentul emoțional. Exact asta. Și am spus, domnul doctor, n-am studii, nu sunt psiholog, sunt un pacient, fost pacient, sunt un om care nu și-a acceptat această experiență și am mers mai departe și am realizat. La ultima dezbatere pe care am avut-o în Parlament pe proiectul meu de lege, l-am invitat pe domnul Grozavu și am spus eu atunci, pacientul care vindecă pacienții. Cu lacrimi în ochi, nu știu dacă ați văzut dezbaterea, dar cu lacrimi în ochi, el mi-a spus atât, n-am știut niciodată cât de importantă este empatia în relația între doctor și pacient. Cât de important este mângâierea de la un doctor față de pacient. Cât de importantă este atenția și vorba frumoasă. Și azi zice, astăzi apreciez enorm de mult lucrul ăsta. Și îmi dau seama că până să întâlnesc pe doamna senator, până să intru în discuții cu supraviețuitori de cancer, căutam mesaje și mergeam numai pe mesaje negative. Începând de astăzi, de când am vorbit cu doamna senator, nu mai văd decât mesaje pozitive, pentru că nu mai mă interesează celelalte negative. Mi-am găsit soluția în mesajele pozitive pe care doamna mi le-a dat. Șoferul meu îmi spune, doamna senator, de când merg cu dumneavoastră,
eu nu am mai auzit oameni care să moară de cancer. Am avut dezbateri la Senat. Cel care era la lumini, la tehnic, a venit la mine și mi-a spus, un tânăr de vreo 30 și ceva de ani, și zice, a, senator, pot să vă ajut cu ceva? Și am zis, nu știu, cu ce vreți să ne ajutați? Să știți că eu sunt supraviețuitor de cancer. Și am spus, da, poți să mă ajuți, spunându-le celorlalți povestea ta și acceptând că trebuie să le zicem la toți povestea noastră. Deci energia ta merge acolo unde merge mai întâi atenția ta, ceea ce a spus dumneavoastră, că șoferul v-a zis, doamna senator, de când cu dumneavoastră eu n-am mai auzit oameni care să moară de cancer, deși mor în continuare. Mor în continuare, dar ideea este că și-a căutat, îl permanent caută exemplele pozitive. E exemplul ăla clasic, apropo de unde îți îndrepți atenția. Îți place o mașină foarte mult, e mașina visurilor tale și vrei să-ți o iei. Și spui, nu mi-o iau, mai aștept. Dar dacă atenția ta este deja la mașina aia, energia ta va merge doar spre mașina aia și pe stradă vezi numai modelul ăla de mașină. Deși mai sunt 5 în oraș, tu pe alea le vezi de fiecare dată. La fel și cu a-ți îndrepta atenția spre lucruri pozitive, mai ales când ești acolo, în bătălia vieții tale, când trebuie să privești moartea în ochi. E foarte multă informație și încerc întotdeauna în poveștile din podcastul Fain și Simplu, dincolo de personal, să oferim și oamenilor nu neapărat sfaturi, să extragă liniuțe pe care să le folosească la un moment dat în viață. Și vă mulțumesc că mi-a zis inclusiv despre cât de important e să vorbesc cu alți oameni trecuți prin asta și tu la rândul tău să împărtășești asta. De ce nu se termină lupta cu cancerul în ziua în care, după operație, după chimio, radio, terapie, echipa de medici te declară vindecat? De ce nu e gata? Nu există. După ce ai fost diagnosticat cu cancer, asta este un început. Pentru că teama de remisie, de a reapariție, deci recidiva, există permanent. E frica asta la orice pacient. Da, și dacă tu reușești să scapi de aceste temeri, poți să-ți învingi. Exact cum am spus că refuz să cred să fiu o statistică. În special la cancerul pancreatic și la marea majoritate a cancerilor, tipurilor de cancer, 5 ani este termenul în care spun ei că de-abia după 5 ani poți să consider că ești un om spre vindecare. Sunt tipuri de cancer care le spun la 2 ani de zile. Uh-huh. Sunt alte tipuri care trebuie să stai cu această sabie deasupra capului toată viața ta și trebuie să fii foarte, foarte atent. Dar la majoritatea tipurilor de cancer la 5 ani se consideră că organismul deja a învățat să lupte și a anihilat aproape orice urmă. Cu toate că noi, din câte am înțeles, din discuțiile pe care le-am avut cu medicii pe această și cu alți pacienți, toată lumea spune că aceste celule canceroase există în noi de la concepere și depinde de noi cum le dezvoltăm. Că vedeți, și inclusiv aceste gânduri, emoțiile negative, nemulțumirea, nu ești bine cu tine, tu poți să dezvolți și să treci la o nouă etapă a vieții și deci anume în primul rând, după vindecare, frica asta de recidivă cu care trebuie să trăiești, pe care trebuie să o accepti și să o înfrunți, apoi. Deci este frica, această perioadă de 5 ani. Eu vă spun că în momentul în care ați trecut de 5 ani? Nu, aveți 4 ani jumătate. Da, deci mai am un pic, mai am vorbim peste de an, jumătate. Peste jumătate de an, pe 16 august. Deci ideea este că eu am făcut greșeala când am venit acasă după operație și am citit șanse de reușită, șanse de viață. Și atunci am văzut acolo maxim 5 ani. Și că la 2 ani, de obicei, recidiva este din ce în ce mai mare, adică apar niște metastaze.
M-a speriat. Și mi-a părut foarte, foarte rău că am citit. Pentru că o lună de zile nu mai puteam să dorm. Și atunci am zis, stop, ce fac cu mine? Deci era aproape ca la aflarea diagnosticului. Exact, poate mult mai grav. Pentru că la aflarea diagnosticului nu știam totul. Da, spuneam că e ok, există tratamentul, fac chimioterapie, deci tu, și merg mai departe. Vindecat acasă, citești despre recidivă, da, și iarăși și o iei de la capăt. O iei de la capăt. Și atunci am zis, numai stop. Ce se întâmplă lui X, nu se întâmplă nimie. Povestea mea nu este cu povestea nimănui. Eu trebuie să mă întrebe. Eu scriu începutul. Eu îmi scriu cuprinsul. Eu hotărăsc când termin această poveste. Și atunci am refuzat. N-am mai citit nimic. Și am început să citesc cărți exact de dezvoltare personală. Am citit, v-am spus, foarte, foarte, foarte multe cărți care îți spuneau. Puteți să le recomandați și ascultătorilor noștri. Recomand o carte extraordinar de importantă, prima pe care am și primit-o și am dat-o, vă spun sincer, la foarte mulți tineri. Am dat comandă, cred că, de vreo 50 de cărți, de exemplare. Călugărul care și-a vândut Ferrari. Un avocat care avea absolut orice din punct de vedere profesional. Întâmplător? Nu cred. Te vedeți? Da, uite, nu m-am gândit. Un avocat care avea absolut orice din punct de vedere profesional face un infart, se întâmplă cu el și merge mai departe, își vinde tot și pleacă în munți la călugării tibetani și redescoperă scopul lui în viață, să vină să le povestească celor care i-a lăsat acasă ce ar trebui să facă să fie fericiți, și anume să facă ceea ce le place. Am înțeles. Mai dați un titlu? Da, sunt multe, dar acum să vă spun așa, deci de Dalai Lama am citit foarte mult. Am citit acum citesc profesorul Dulcan ceva legat de copilăria lui. Începusem zilele astea, am început cam 5-6 cărți citesc așa în paralel, în același timp, da, de fiecare dată, că sunt zone diferite. În principiu, sfatul este să te ții departe de informațiile negative, de și resursele să cauți informații pozitive. Bun, mai departe, apropo de drumul ăsta al supraviețuirii după cancer. A spus de frica de recidivă, a spus de... Să faci ceea ce-ți place, deci după asta să faci ceea ce-ți place, să simți că ai un rost în viață, să fii util celor de lângă tine. Eu cel puțin acum, în momentul în care am introdus proiectul de lege, am și spus că proiectul de lege, ziua supraviețuitorului, vedem în Parlament fiecare, ziua vinului, ziua mărțișorului, ziua, nu spun că nu sunt importante, toată lumea este... O zi inutilă, ziua bărbatului. Ziua și trebuie cinstit și el. Lăsați că ne cinstim singuri, acum am pe bun. Da. Dar asta am zis că este ziua în care sărbătorim viața. Există un demers în discuții pe care le am, în întâlnirile pe care le am cu ambasadorii, am spus că ar fi bine ca inițiativa noastră românească, prima duminică din iunie, am zis eu, luna iunie, ziua și a copilăriei, e o zi, o lună frumoasă, să o sărbătorim și la nivel european. Ei încearcă să o facă și la nivel european această zi. Dar ce se întâmplă cu tine, supraviețuitor de cancer? Vă spun ce se întâmplă cu mine, ce s-a întâmplat cu mine. Oboseam foarte repede. Îmi doream să mă întorc la servici. Tu nu mai ai aceeași capacitate de muncă. Și ne gândim, haideți să ne gândim, nu știu, într-o multinațională, într-o bancă. Ești supraviețuitor de cancer, ai terminat cu chimio, ai operat, te întorci la muncă. Colegii tăi se așteaptă ca tu să ai același randament. Dacă munceai 8 ore neîntrerupt, tu să muncești 8 ore neîntrerupt. Nu mai poți. Atenția ta, capacitatea ta de muncă nu mai este la nivelul pe care l-aveai înainte cu 6 luni de zile, cât a durat poate tratamentul.
Și atunci am spus că trebuie discuții la nivel parlamentar făcute și cu toată lumea, cu asociațiile, tot să spunem clar că ai nevoie cel puțin pe o perioadă de 2 ani de zile, atât tu bolnav de cancer, cât tu supraviețuitor, tu aparținător, de o nouă, o altă evaluare a capacității tale profesionale. Ai nevoie de o altă grilă. Dacă tu până acum lucrai 8 ore neîntrerupt, ai nevoie ca tu, supraviețuitor de cancer, să mâncești 6 ore. Dar în același timp și tu, aparținător, gândiți-vă că o mamă care își pierde copilul se întoarce la muncă. Durerea ei nu s-a încheiat în momentul în care și-a îngropat copilul. Ea își continuă pentru că va suferi în continuare. Poate te va vedea pe tine vecin de bancă, de scaun, că te uiți la o fotografie a copilului tău. Cum poate ea să-și îndeplinească sarcinile de serviciu atunci? Și am zis, dacă noi ne respectăm între noi, ne respectăm toți, trebuie ca pentru fiecare tip de suferință să avem o altă abordare. Acum mă gândesc, de exemplu, eu dacă aș fi banc, da, institut sau instituție financiară nebancar și ar veni un supraviețuitor al cancerului la mine să-mi ceară credit, m-aș uita un pic strâmb, pentru că știu că dacă în 2 ani tu nu mai ești în stare să-ți plătești creditul după o recidivă. Așa este, e o altă discriminare. Pentru că am spus așa, noi suntem acolo într-un tabel, într-o statistică și spune așa, Pauliu Nicoleta, ia să vedem, îi facem asigurări de sănătate, nu-i facem. De ce? Pentru că rata de existență, de viață a doamnei Pauliu, e de 5 ani. Dar în același timp, dumneavoastră, dacă vă duceți sau oricine se duce... Dacă eu sunt un șofer inconștient și mor mâine într-un accident cu mașina... Deci, de ce eu nu am această șansă, posibilitate? De ce nu mă recunoști ca un om sănătos? Și de ce nu suntem tratați egal atâta vreme cât... Așa este. De ce nu suntem tratați... Asta este o problemă, să știți, la nivel mondial. Adică o întâlnim peste tot, că este această discriminare cu privire la credite. La educație, am spus copilul. Gândiți-vă un copil care se întoarce după ce a făcut chimioterapie în școală. Aici am avut foarte multe discuții cu ONG-uri pe această zonă și am spus că trebuie să învățăm inclusiv pe educatorii noștri și părinții care nu au interacționat cu această zonă a cancerului, pentru că copiii sunt cei mai răutăcioși de obicei. Dar nu fac asta neapărat din răutate, ci pentru că așa sunt ei. Pentru că așa i-a crescut, cu tiparele astea îi crește societatea. Și atunci trebuie să învățăm că sunt produsul nostru. Un copil când vine trebuie tratat ca un copil normal și trebuie să-l ajutăm pe copilul ăsta să depășească această etapă. Chiar dacă nu are păruț, chiar dacă... Da, chiar dacă nu are păr, chiar dacă poate nu mai poate să mai facă orele de sport cum le făcea, poate că obosește imediat, poate că simte nevoia ca în timpul orei de română copilul să pună capul pe masă. Un educator astăzi nu are înțelegere. Discutam cu cei de la Fundeni, școala pacientului oncologic copil, cum să găsim o soluție ca el să nu fie rupt în această perioadă de școală. Și spuneam, domnule, să găsim oameni care să vină și să le predea. Dar dacă, de exemplu, eu sunt voluntar și vreau să vin la ora 10, la ora 12 pot, dar copilul atunci nu poate. Pentru că el atunci simte nevoia să doarmă. Și, deci, trebuie să ne adaptăm și noi în funcție de nevoile, de situația existentă și să înțelegem că copilul, pacientul oncologic are nevoie de iubire și am să spun asta cu iubirea enorm de mult pentru că este esențială, are nevoie de înțelegere și are nevoie să fie tratat ca un om normal. Pentru că ne apropiem de final, doamna Pauliuc, o să vă rog, eu cred în misiunea acestui podcast, o să vă rog să vă aduceți aminte din toată lupta de supraviețuire a dumneavoastră, de un singur moment, de o singură întâmplare pe care, povestind-o în momentul ăsta, prin care
să le dați putere celor care au nevoie de putere în zilele în care, așa cum ați fost și dumneavoastră, n-ați mai avut de unde să luați putere. Care este întâmplarea aia pe care ați spune-o tuturor pentru a-și găsi puterea ascunsă din sine? Uf. E o întâlnire cu un medic. Un medic oncolog care, după ce m-am operat, trebuia să-mi restabilească tratamentul de chimio pentru după ulterior operației. Aveam 37 de kilograme. A fost extraordinar de dur cu mine pentru că m-a urcat pe cântar și mi-a spus: ok, doamna Pauliuc, aveți 37 de kilograme. Vă mai dau? M-a întrebat, da, aveți copil? Și am zis, da. Câți ani are copilul? Și am zis, 5 ani. Ok, duceți-vă acasă, luați-vă la revedere de la copil, stați cu ea cât puteți dumneavoastră, pentru că în ritmul ăsta nu mai stați decât 2 săptămâni maxim. În viață. În viață. La 37 de kilograme, 2 kilograme le pierdeți maxim într-o săptămână, urmând ca apoi să cedeze organ cu organ și sunteți la revedere. În schimb... Deși dumneavoastră erați vindecată în momentul ăla. Eram vindecată, analizele erau bune, dar nu puteam să mănânc. Și atunci... M-a șocat. Eu, pentru mine a fost așa ca o lovitură de ciocan. Am zis, Dumnezeule, cum să mă duc la doctor să-mi zică doctorul că eu plec? Adică n-a fost nimeni atât de dur cu mine. Și a văzut că eram uimită, stăteam așa și mă uitam la el și îmi zice: ok, puteți în schimb să faceți ceva. Puteți să mâncați. Dacă veți mânca 3200 de calorii pe zi, pentru ficat gras vă dau un pumn de medicamente. Dacă vreți să mâncați pâine cu maioneză, vă dau medicamente pentru ficat. În schimb, nu pot să vă dau nimic dacă nu mâncați. M-am uitat la el și am zis, nu poate să fie atât de simplu. Și am zis, domnul doctor, ce îmi spuneți dumneavoastră acum este că eu sunt la capătul drumului. Și zice, da, ești la capătul drumului. Dacă nu înțelegi că trebuie să mănânci și trebuie să mănânci în fiecare zi orice, de dimineață până seara, puneți mâncarea lângă tine în fața patului și mănâncă. Și atunci am sunat, cum am spus, la mama, am chemat-o la București și din acel moment am mâncat tot ceea ce mie îmi făcea bucurie în perioada de copilărie. M-am întors acasă nu numai cu gândul, ci și cu mâncarea, cu modul de a fi. Făceam naveta de la Tecuci la București, șoferul mi-aducea zarzavaturile de ciorbă făcute de mama, sărmăluțele în foi de viță, mâncam noi, se apropiam și de sărbători. Și nu rar momentul în care, după 2 săptămâni de zile, am pus 2 kilograme, am trimis fotografie doctorului de pe cântar, iar el mi-a spus așa: doamna Pauliuc, ne vedem peste 5 ani. Deci, în zona asta a supraviețuirilor de cancer, toată lumea vorbește, domnule, ce ar trebui să mâncăm? Să nu mănânci carne, pentru că nu e bine. Să nu mănânci brânză, că iar nu e bine. Să nu mănânci nu știu ce. În primul rând ar trebui să mănânci. Sfatul nu este să mâncați, da? Să mănânci tot ce îți face plăcere, pentru că, exact cum am zis, dacă tu ca activitate faci ceea ce îți place, ești încărcat pozitiv și vei reuși și treci într-o nouă etapă. Dacă tu mănânci ceea ce îți place, n-ai cum să-ți facă rău. Din contra, poate să-ți facă bine. Ce nu mai faceți din ceea ce făceați înainte de a afla, în ghilimele,
condamnarea la moarte. Nu mai pierd timp. Așa cum am zis, am învățat să spun nu. Și vă spun ce fac în fiecare dimineață. Mi-am făcut un obicei să mă trezesc dimineața, să fiu eu cu mine. La 5 și jumătate, 6 fără un sfert, singură, fără niciun clipocit, mă trezesc și am cele 60 de minute de aur cu mine, în care 20 de minute stau și mă gândesc ce am de făcut în ziua respectivă, 20 de minute citesc ceva și apoi îmi savurez cafeaua, trezesc fetița și o pregătesc pentru școală. Dar astea sunt momentele mele. Nu mi le ia nimeni. Sunt momentele când mă pregătesc pentru o nouă zi. Sunt și eu însă acolo. Ați luptat ceva pentru momentele astea, pentru da, luxul ăsta. Am și luptat. Cred că un om ca dumneavoastră, un supraviețuitor, înțelege altfel trecerea timpului. Pentru că nu mai aveți timp să-l pierdeți. Nu mai avem timp să... Dar să știți că toți ar trebui să facem așa. Știu, dar... Să fim noi înșine. Dacă și să ne placă ce facem. Sper să învățăm din lecțiile noastre. Domnule Mora, știți cât de frumos e în momentul în care te duci la Parlament și doamna de la lift, care îi spui bună dimineața și îmi spune, doamna senator, ce mai faceți pentru noi astăzi? Este... Dau la o parte toate înjurăturile și toate invectivele și toate nerealizările și tot ce poate e partea negativă a ceea ce fac astăzi. În momentul în care vezi un om că într-un felul lui îți mulțumește pentru ceea ce face. Să știți că n-am mai văzut de mult un politician care să aibă nu foi scoasă la imprimantă, ci foi scrisă de mâna lui. E scrisul noastră, stabunesc. În principiu așa, să umpli o mapă cu niște xeroxuri, nu e greu. Am și spus nu. Aici sunt pentru fiecare proiect pe care îl fac tot timpul. Dosarul se numește Întâlnire Mihai Morar. A, aveți un dosar cu mine, am înțeles. Da. E o chestie ce ține de pregătirea mea profesională, pentru că avocat fiind, la fiecare întâlnire pe care o aveam cu cineva, un client sau un potențial client, trebuia să mă pregătesc și să-mi fac și o evaluare. Am făcut o evaluare, v-am urmărit emisiunile, a trebuit să fac asta. Mulțumesc tare mult. Și am un dosar al dumneavoastră aici, cu scris mai urât. Ne batem în dosar acum. Mă pregătesc și eu. Nu, dar într-adevăr, și aici sunt lucruri pe care eu mi le notez din momentul în care facem, sunt de la... De când am început să lucrez pentru proiectul legislativ pe zona de cancer, pentru fiecare inițiativă legislativă a mea îmi place să mi le scriu. În momentul în care îmi vin gânduri, mi le aștern, am în geantă permanent o agendă și îmi scriu acolo tot ce vreau eu să nu pierd, să nu uit. Nimeni nu-i perfect. Vă mulțumesc pentru puterea cu care v-ați spus povestea despre supraviețuire, adică povestea despre putere, și puterea nu este nici în Parlament, nici în guvern. Puterea, asta e puterea cu care v-au investit oamenii. Dar puterea cu care ne investește Dumnezeu pe toți este în noi. Și vă mulțumesc că ați zis povestea asta, la fel cum aș vrea să o spună orice supraviețuitor mai departe. Și la fel cum aș vrea să... Uite, spre exemplu, eu cred că am putea să scăpăm de cifra asta de 100.000 de pacienți diagnosticați pe an de cancer, dacă ne-am controlat mai des, dacă ne-am controlat mai repede, dacă n-am avea frică de ac, dacă n-am avea teamă de medic, dacă n-am avea rușine să le spunem oamenilor unde mergi la ginecolog. Nu e nicio rușine, ar trebui să fie dimpotrivă ceva care să facem în mod uzual. E importantă prevenția, așa cum am spus, pentru că acum în Planul Național de Luptă împotriva cancerului un aspect extraordinar de important este dat prevenției, pentru că dacă noi am implementa prevenția, cheltuielile pentru cancer ar scădea cu 80%. Deci dacă statul, să zicem, ar cheltui un pic mai mulți bani pe prevenție, ar da cu mult mai puțin bani. 80% și, de exemplu, pe tratament. Intrăm acum, vorbim despre vaccinarea tinerilor HPV pentru cancer de col uterin.
Australia a eradicat cancerul de coluterin prin vaccinare. În Uniunea Europeană, cancerul de coluterin în rândul tinerilor, în rândul femeilor, a scăzut aproape cu 70-80%. La noi încă nu, pentru că vaccinarea este încă foarte jos, încă ne e teamă de vaccinare. Și atunci, discuțiile pe care le-am avut în acest grup de luptă împotriva cancerului a fost ca centrele pe care le avem astăzi pentru vaccinarea COVID să le folosim pentru vaccinarea tinerilor. Să știți că e vorba și atât de fete cât și de băieți cu HPV. Bun. Dar spuneați dumneavoastră de 100.000 și atâta și vreau să închid, să vă spun. Discursul nostru în Parlament și eu cel puțin ce spun așa, dacă această cifră de 90-100.000 diagnosticați cu cancer în fiecare an, în momentul în care prin aceste proiecte de lege pe care le fac în Parlament am scădea un om, spunem că am salvat, pentru mine mi-am îndeplinit misiunea. Pentru că cu cât acel tren al supraviețuitorilor de cancer va mai lua câte un vagon, asta înseamnă că atât dumneavoastră, cât și eu, cât absolut oricine este angrenat în această luptă de conștientizare cât de importantă este prevenția, înseamnă că ne-am îndeplinit rolul și scopul. Vă mulțumesc tare mult! Sper că v-a făcut bine acest podcast și sper că dacă vă întâlniți cu cineva sau știți pe cineva care îi duce bătălia asta și nu doar pacienții diagnosticați duc bătălia cu cancerul, ci și familiile, ci și medicii, am zis, dați mai departe tot ce am vorbit aici, dați mai departe episodul ăsta și dați mai departe resursele astea despre care am vorbit. Găsiți pe site-ul onco-plan.ro, care nu are nicio legătură cu vreun parteneriat comercial, e pur și simplu un site care are o grămadă de resurse legate de cum să-ți faci un plan de viață. Și chiar dacă mai ai, așa cum spunea doamna Pauliuc, dacă mai ai o zi de trăit, tot îți trebuie un plan pentru ziua aia. Ai un an, fă-ți un plan. Mai ai 10, fă-ți un plan. Mai ai o viață sau 2-9 vieți de trăit, fă-ți tabloul un plan. Viselor. Tabloul viselor. Foarte multe resurse acolo, găsiți inclusiv cartea despre o poveste despre dragoste și speranță, cum să vorbești cu copiii tăi despre asta, chiar și în format audio sau puteți să o downloadați în format e-book. Tot acolo e podcastul doamnei doctor Florina Pop, Gânduri și emoții în procesul oncologic, cu atâta blândețe și atâta răbdare și cu atâta grijă vorbește despre cum să faci față acestei lupte. Vă mulțumesc tare mult, doamna mulțumesc Nicoleta Pauliuc. Cu siguranță o să primiți multe mesaje. Sper să aveți răbdare să răspundeți și nimeni nu știe mai bine despre cât de important este din pacient să vă transformați în om care le oferă și altor pacienți sfaturi. Vă mulțumesc încă o dată și eu v-am spus că sunteți parteneri de vise și putem să facem aici o promisiune sau să vedem exact unde ne duce această întâlnire, să vedem exact în ce proiecte ne vom mai reîntâlni și sunt sigură că vom avea multe de spus chiar împreună și în acest format. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc tare mult! A fost fain și simplu!